Campioana României a remizat miercuri în ultimul meci de verificare din Slovenia. Astra a făcut 1-1 cu NK Maribor, după ce la pauză a condus după golul marcat de Junior Moraes în minutul 9. Astfel, Giurgiu Veni a încheiat stagiul de pregătire cu un bilanț pozitiv, bifând 3 victorii și 2 rezultate de egalitate. Iată rezultatele complete înregistrate de Astrali în această vară. Astra urma să ajungă joi în țară. Jucătorii vor beneficia de câteva zile libere din partea conducerii. De luni, campionii urmând să pregătească primul meci oficial din noul sezon, Supercupa României contra celor de la CFR Cluj. Partida este programată pe 16 iulie pe Cluj Arena. În urmă cu doi ani, Astra a disputat în premieră Supercupa României, reușind să câștige trofeul în fața stelei după executarea loviturilor de departajare.